Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de Among Us. Bine, astăzi avem o mare provocare, dragi prieteni, o să ne jucăm cu doar un impostor, deci un singur impostor, dar atenție, pentru că avem niște setări foarte, foarte mișto pentru impostor, ca să spun așa, în sensul că fiți atenți, băieți, trebuie să fiți și voi atenți ca să știți setările. Crewmate Vision este la jumătate, adică nu o să vadă toată harta. Kill cooldown-ul pentru impostor este de 10 secunde, frate. 10 secunde, adică îl omor pe unul, în 10 secunde, bam, încă o persoană. Mi se pare foarte, foarte greu pentru crewmates. Și am micșorat task-urile. Avem un singur common task și un singur long task. Să punem și un short task, băieții, sau luați două? Da, cred că... Lasă două short task? Lasă două, da. O să fie foarte, foarte interesant. Înainte de toate, vreau ca toată lumea care se uită la acest episod să rupă acolo butonașul de like, să vedem câte like-uri strângem. Și haideți să nu mai pierdem timpul, îi dăm start. Nu uitați, jocuri extrem, extrem de ieftine pe linkurile din descriere de la Eneba. Băgați codul ZZANDREI, aveți 1 euro gratis și 3% reducere, frate. Foarte, foarte tare pentru toată lumea, pentru că oricum jocurile sunt foarte ieftine, știi? Și mamă. Deci uitați ce vision avem, băieții. Uitați-vă, vă rog frumos, ce vision avem. Băi, partea bună, doar un singur impostor, numai că trebuie să avem info, frate. Mamă. S-au tăiat și luminile, uitați cât vedem. Nu vedem nimic. Deci pe luminile tăiate nu vedem... Care s-au zis în dreapta? Pulix. Unde? Pulix, ce ai de spus în apărarea ta? Eu, ce am de spus în apărarea mea? Tu ai coborât jos, tu ai venit, ai venit, erau luminile tăiate. Și caput. A trecut unul, deci a trecut unul pe lângă mine. Nu am văzut cine și după te-am văzut pe tine cum te-ai dus în jos. Ia votați-l pe Pulix să vedem ce și cum. Ca idee. Mă votez singur, mă votez și singur. Ok, după-l votăm pe ZZANDREI. Bă, mi s-a părut, băi, pe bune. Nu știu cât, nu știu cât e ăla, cât vezi. Pulix. Nu știam cât vezi, nu știam cât vezi. S-a făcut lumina, bă, vede, te-am văzut cu colț, bă, frate, deci am văzut, nu te-am văzut caracterul, dar am văzut numele, cum te-ai dus în jos în cameră. Nu vedeam cât ce vezi. Doamne, Pulix, bă, ce, deci... Am avut așa o stare de spirit foarte bună. M-am gândit, bă, trebuie să mă întorc, că a trecut unul pe lângă mine când erau luminile tăiate. Mi-am văzut doar piciorușul, ești nebun, și am zis, aia să mă întorc. Asta este, te pup, Pulix. Bă, l-am prins direct, băieți. Ce, bă, să mai, mă. Haide, mute iarăși. Pro player, băieți, mamă, dacă pică un impostor. Vreau să pic eu impostor, Chobi left the game, frate. Joacă-te cu portarul, băieți. Jucați-vă cu portarul, că... N-ai ce să faci cu portarea ăștia, mă, băieți. N-aveți ce face cu ei. Ia uite, Chobi a intrat iarăși în Among Us. Hai să facem repede, repede, jur. Mama, e lup lângă mine. Criske, Criske. Oh. Hai, mă, mai aveam o secundă la asta. 99% la download. Unde? Eu eram cu... Stai cu, unde era lup? În admin? Făceam swipe cardul și dintr-o dată caput ZZANDREI. Bă, dar cum am murit așa în 2 secunde? Era, acum 2 secunde era viu. Am trecut pre... Poți să garantez pentru Alin? E lup, cred că e lup. Era viu acum, nu știu, acum 5 secunde era viu. Fabi, dă-i vot. Cred că e selfie, eu zic că e selfie. Gândiți-vă că vision-ul este extrem de mic și sunteți niște dobitoci. Hai, dați-vă mil. Am uitat. Dați-vă mil. Dați-vă mil, dragilor. Doamne, și dacă nu-l prind pe impostor, uite că în sfârșit poate avem și noi un impostor care mai știe să joace, dar Mihai să decinim pe mute. Mihai să nu-i meci. A, nu-i meci, dar e Chobi. Ia uite-l pe ăsta, dar e Chobi care... Ce, mă, Chobi? Nu sunt. Wow, cum l-a omorât pe ăla, bă. Ce Chobi? Cosmine, ce părere ai de asta? Asta-i. Deci aici trebuie, băi, trebuie să stăm foarte mult împreună, bro. A, bă, n-a trebuit un task, bă. Era în admin. Bă, dar toți mor, mă, în admin. Pulix nu e, Nicolas nu e, Bogdan nu e. De unde veneai, Bogdane, de unde veneai? E Criske sau Alin? Era la ore, bă. Bogdane, de unde veneai, da. Eu am fost cu tine în electric, m-a închis ăla. Da, de unde veneai, nu mă întâi că ai fost în ele. Dă-mi pizda, mă, tipe. Vorbește, mă, frumos, mă. Criske sau Alin? Băi, băieți, deci uitați-vă la tot episodul, pentru că o să fie interesant. Eu vreau să pic impostor. Deci neapărat vreau să pic impostor. Acum, Doamne ajută, sperăm să fie bine. Dar uitați-vă la tot clipul și încă o dată dați acolo multe like-uri dacă vreți mai multe clipuri, băieți. Am venit în electrical. Unde am fost? Unde am putut să vin în 3, în 2? Ai fost în admin sau nu?
Ai nu. Fost un admin. Era în electric, mă, cu mine. Nu-mi pasă. Bă, eu am făcut luminile și am găsit corpul. Putem să-l mutăm acum pe Alin. Te popă Grișche dacă vrei. Bine, da, mi se pare foarte corect. Eu am fost cu Fabi la lumini și apoi... Nu, eu nu votez, îmi pare ce erai, Aline? Am făcut luminile cu Fabi. Păi am plecat în admin. Că zic că e Bogdan sau Chrischie, voi sunteți handicapați și votați în pule. Aline, întreabă-l pe Fabi. Fabi, de ce nu zici că a făcut luminile? E, nu știu, dacă n-a zis nimica... Fabi nu e cu aia, e doar... Bă, mă, ce... Haide, mute, mute toată lumea! Mute toată lumea! Mamă, dar se vede foarte puțin, mai ales când se taie lumina, nu se vede absolut nimic, băi. Deci când se taie lumina, când se taie lumina, nu se vede nimic. Eu vreau să mă uit pe nu înțeleg de ce zice de Bogdan, că era cu el. Nu știu, de dubituc. Te-ai să vedem acum, o să facă un kill de ăsta la grămadă. Îți dai seama. Ăla se uită la masa de admin, nu stăți acolo. Deci dacă taie lumina, se face kill lângă. Mamă, taie lumina, se face kill. Uitați-vă aici cum se face kill. Când se pun toți acolo, se facă kill. Bă, nu face kill, mă? Ți-a zis. Aha, ce-ai făcut, Fabi? A murit Bogdan? Unde era Bogdan, Fabi? O, ești handicapat, o, știi că e Chrischie. Păi da, zice de Bogdan din aurea. Păi da, ziceam de Bogdan pentru că nu vrea să zică de unde vine. El e handicapat aici, nu Ion. Și nici nu l-am votat, că puteam să-l votez, știi? Păi coaie, dacă nu zici de unde venea. Chrischie, ce-ai votat? Chrischie. Nu știu, eu l-am votat pe Chrischie, că era lângă Bogdan. Mă, ce ați votat, mă, tot? Crescă sau Ali și gata, hai de-ai. E, un meci mai prost. Bă, măcar a avansat cel mai mult, nu ca Pulix. Pulix a omorât o persoană. Ce vrei, mă, dar nu știa cât vezi. Nu știam cât vezi, da, aia. Pulix a omorât o persoană și gata. Hai de portare, intrăm și noi că... Hai de intre, gata. A intrat portarul, băieții. Bun, hai mă cu impostorul, la vreo și eu să fiu solo impostor, să nu mă încurce nimeni. Mă dă din prima și nici nu știu cât de da, să de pe impostor. Haide, mut. Mamă, there is one impostor among us. Am zis să punem setările astea ca să fie mai greu, frate, știi? Pentru că dacă e un singur impostor și lăsam setările normale, îl prindeam mereu și gata, puii mei. Că vedeai cine e lângă tine, vedeai cam totul. Așa e mult mai complicat pentru noi. Și e greu cu lumina, frate, și deci cu lumina mi se pare extrem de greu. Mamă, ăsta e un long task, să mor. Asta e mare long task, sper să nu mor iarăși. Să nu mă omoare băieții. Pac. Gata. Hai să mergem la navigation. Navigation. Hop. Bun. Trebuie să belim ochii oricum, că oricum se vede puțin tel, știi? Opa. La? Unde? Era tu, Cosmine. Dați-mi un pic. Deci eu eram cu Pulnic. Cine era la camere? Eu, Pulnic, am făcut numere. Grișche nu era. Eu eram la camere. Eu eram la navigation, eram dreapta de tot. Eu am fost cu Bogdan și cu Pulnic și s-a dus să pună benzină și după m-am dus. Bă, eu era sub admin. Nicolas nu avea cum să fie, că de-abia ce lupa a rămas, am trecut, deși am trecut. Am trecut pe lângă Cosmin ultima dată, electric și acum mai mult. Aline? Și am fost în cafetărie. Unde era el? Cafetărie, în stânga. Da, era la cameră și l-am văzut. Dați mă skip acum, că ne... Andrei, tu unde erai? La navigation în dreapta am spus de la început, am făcut task-ul de la urmă. Trebuie să câștigați la voturi, băieți. Băi, ești handicapat? Faceți mă task-uri, că e doar unul, puii mei, hai, mute. Bă, știi care e treaba? Că oricum 10 secunde mi se pare foarte, foarte bombă, adică poți să omori tu ca impostor, dacă eu omor pe ăștia într-un loc unde nu prea vin alții, poți să omori și 3 persoane, știi? Un impostor poate omoră 3 persoane, mi se pare tank. E la roșu lângă mine, te rog, nu mă omoră, vreau să fac și eu download-ul ăsta. De fapt, upload-ul ăsta, vreau să fac și eu upload-ul ăsta, te rog. S-a tăiat lumina. Roșii lângă mine. Mâncați-aș gurița ta. Vine roșu după mine, băieți. Mamă, deci roșu și n-a venit la lumină roșu. Mă, deasupra venit. Vreau să vă spun că Bogdan e dubios. S-a stins lumina, Bogdan stătea numai după mine, îi vedeam piciorușele, venea după mine, n-a venit la lumini, în schimb, și... Bogdan n-avea cum să fie că... Dacă fost lângă tine și a făcut kill, cum pot să fiu eu? Ai fost lângă mine acum 15 secunde, când abia se duce lumina. Nu are cum să fie. Unde e kill-ul?
Între navigation dreapta și jos de tot. Lupa a venit, era în electric, Cristian era nu e. Pulic. Cine a fost în admin? Cine a fost în admin acum? Eu, am plecat din admin când s-a tăiat lumina, m-am dus să fac lumină. Deci, n-a dat vent, înseamnă. Deci, eu, Pulic și Bogdan n-am venit Alin. Eu am fost un medbay și apoi am fost la Alin? Am fost la Weapon. Unde ai fost Alin? Am fost un medbay fac ăla cu costinile. Eu am fost în medbay. Dar nu acum. Înainte. Toată lumea l-a votat pe Alina, acum nu știu dacă într-adevăr e dar îl votez și eu că n-am. Ori Ciobi, deci dacă nu e Alina Ciobi. Aline să mă cacă în gura ta. Ai zis mai mult Alina. Alina era? Alina. Alina ai dat vent cumva? Ciobi, Ciobi, l-a omorât pe Fabi în fața ta. Ce vrei toate? Vision-ul e extrem de mic, bro. E ia un kill în O2, tu nu vezi, tu nu vei fi. Hai mute. E vision-ul foarte, foarte mic, eu v-am spus că e foarte, foarte greu. Mamă, și mă dă numai crume, frate, băi, și așa e foarte greu. Încă o dată, dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm mai multe clipuri. Pe niciodată nu se câștige la task-uri, frate, pentru că văd că apare și atâtea task-uri, sunt multe. Pentru un impostor grăbit care vrea să omoare cu orice preț are sau te ia luminile, să mă bată tata, băi, când tai luminile nu se mai vede nimic, frate. Deci nu se mai vede nimic când tai luminile, băgam ești picioare. Haide repede și cu upload-ul ăsta să terminăm task-urile acestea simple. Opa, Alin mort. Cosmin, ai plecat. Eu nu sunt cu Bogdan, nu e. Bă, Fabi, Fabi și Cristian nu sunt pentru că erau cu mine în navigation și putea să mă omoare dacă... Da. Și eu veneam din jos, dinspre electric, veneam din stânga. Bogdan nu e. Are electric, mă, am conjurat storage-ul și am plecat în sus. Da, și storage-ul era mort la gunoi, la storage. Acolo. Pur și simplu l-am văzut. Na, nu votați pe ei. Nu votați dacă ei fost pe ei. Zis că a fost în electric și am făcut luminile. E vision, nu-mi. Am ieșit de acolo, de pe tunel, n-a fost în electric. Efectiv, am ieșit de acolo. Gândiți-vă când se taie lumina și fără să se taie lumina, e vision-ul ăla jumate, frate, și nu vezi până în capăt de tot sau, știi? A rămas doar Luc. De ce votăm? Cosmin, Ciobi și Andrei. Skip. Eu sunt inocent, bro. De ce? Vreau doar să vă spun că trebuie să ai încredere. E, Pulix e să mor. A sărit un vent. Cu Bogdan nu e. Eu cu vreau să spun că mi-am luat target. Hai, da, nu, eu nu. Mamă, frate, dar e foarte greu așa. Și eu mă așteptam ca impostorii să câștige mai des, deși aparent până acum nu a câștigat niciun impostor. Că na, dacă stai cu alții în grup, frate, n-ai cum să dai double kill sau ceva, gen, să stai patru să dai double kill sau ceva, nu ai cum. Deci este foarte, foarte greu. Mamă, dar cât mai durează asta, mă, mâncați așa. Hai să facem și asta. Deci Pulix, Crischie, Andrei, deci eu, mine unde e buddy-ul? Nico. Stați așa o secundă. Fabi cu cine era la... Rămâne Ciobi cu Cosmin. Fabi cu Nicola, cu Fabi. Fabi cu Nicolas erau la navigation și făceam task-ul cu camere, vă zic unde erați. Am făcut task-ul, am făcut task-ul ăla cu liniile și am plecat jos spre communication și l-am găsit pe lup mort. Cosmin, ai rămas doar tu cu Ciobi, apropo. Da. Ok. Da, Ciobi, și ăștia m-au văzut cum am făcut bine task, gen. Bă, Cosmine! Cine te-a văzut care da făcut task? Dar nu poate fi mob, nu vă, nu da, mă dar nu poate fi Fabi. Da, skip, dați mă skip toți, bă, că e doar unul. Ce, ce, ce? Nu poate să fie și Fabi, că Fabi a plecat înaintea ta. Nu știu sigur, dar mai văzut cum am făcut. Da, mai știu. Păi și atunci cum să fiu eu? Da, skip, da, skip, mai eu l-am găsit jos, acolo. Am votat impostorul, băi. Cosmin sau Ciobi, gata, da, skip. Dar de ce n-ai fi tu, gen? Eu? Dați mă skip, că e doar un impostor. Haide, ce vă impacientați așa? Îl prinde pe fraier. Ești mai prost. Hai, am dat mit. Bagă, 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 bine! Bagă, 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 Cosmin, seringa în tine. Nu, seringa în tine, Cosmin, așa era. Doamne, ce terminați sunt ăștia voi din brigadă. Bagă, 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 bine! Bagă, 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 seringa în tine, Cosmin. Ești curii, mă, îmi place. Acum o să facă multe kill-uri. Trebuie să faci, frate, kill-uri unde nu se gândesc ăștia. Opa, de aici a venit Cosmin. Cred că de aici a venit Cosmin, de fapt. Nu e bun. Cosmin mi se părea dubios, băieții, dar nu a făcut niciun kill acum. Cred că, sincer, nu e niciunul mort. Probabil de-aia. Hai să facem și noi task-urile, mamă. Mai aveam și la apă engine, dar trebuie că-l facem pe ăsta de la electrică la aici.
Opa, și mai am două task-uri și aia e, let's go. Adică mai am doar 20 de... Cosmin e frate, băi și ziceam, mă, bă și ziceam, mamă, cred că omoară Cosmin pe forță, ești nebun? Mamă. Uite pe unde e și Cosmin, cred că o să omoare pe forță Cosmin, ia, ia. Mamă ce o să omoare Cosmin, băieții. Putea să mai omoare pe unul. Da, am văzut. S-a văzut trapa de la vent când s-a deschis. Și Cosmin tu ai ieșit din Medway. Ai, mă, ești mai prost ca mine. Se mai întâmplă Cosmin. Aia e Cosmin, îmi dai target. Am o seringă mică, așa, așa. Cosmin, ce-ai de spus în apărarea ta? Ok. Dar cum adică s-a văzut trapa de la vent deschizându-se? S-a văzut trapa că s-a deschis. Se vede trapa, nu contează de unde. Se vede, da. Cum adică se vede trapa? Aia nu înțeleg. Se vede că se deschide. Eu cu Ciobi și Bogdan eram la security și s-a văzut trapa că s-a deschis. Trebuie să o mai pe Kinski. Aolo. Am dat start. Un meci mai prost. Eu nu înțeleg la ce se referă cu s-a văzut trapa că s-a deschis. Dacă nu ai viziune pe trapa, cum adică ai? Bă, dar nu mai crewmate, mă! Bă, vreau să pic impostor, băieții. Un pic de bulan am nevoie să pic și eu impostor, să vedem un gameplay de impostor frumos. Hai de repede, repede, jur. Trebuia să-mi bag și eu coduri, gen, bun, să pic numai eu impostor. Ok. Hai repede, îți băgăm și noi task-uri puternice. Puternicus task-us. Ok, Nicolas a venit de aici, nu-i Nicolas. Hai cu download-ul ăsta. Mă enervează task-ul ăsta lung, frate, cu download, upload. Că durează mult, gen, stai ca prost, așa știi, uza bara asta, știi? Pac. Hai de aici la admin. Opa. De unde a venit Lup? Lup a venit de jos. Lup s-ar putea să fie, băieții, părerea mea. Sper să nu mă omoare acum, că a tăiat curentul. Lup, știți de ce s-ar putea să fie Lup? Pentru că a venit de jos? Mamă, iarăși s-a întors aici Lup. De ce? De ce ar fi plecat ca după să se întoarcă să facă task-ul? De ce? Nu? Pe bune, deci Lup a venit de jos, nu avea de unde să vină de acolo de jos. A plecat și după 15 secunde s-a întors, știi, că să facă task-ul, bro, pe care îl putea face și înainte dacă l-avea. Știți ce zic? Mi se pare foarte dubios, băieții, Lup, și eu cred că o să dăm un vot pe Lup. Că oricum nu s-a obărât nimeni și știți că Lup, gen, uite, de ce te-ai fi întors aici? Știți ce zic? Acum hai să vedem dacă teoria mea e adevărată. Am putea să-l votăm pe Lup așa. Dacă vreau să dau un emergency. A, dar e criză, mamă, e criză, băieți, aici pe navă. Hai, e Fabi, e Fabi. E Fabi, e Fabi. Era cu Crisca la cameră. Salut, salut. A stat toți grupați, n-a putut să fac niciun kill și fac un kill în fața ta. Hai de Fabi. Hai, Fabi, mă, toți a stat grupați, mă. Deci, băieții, eu tocmai vreau să dau vina pe Lup să-l dăm afară. E, ok, e Fabi. Pentru că era dubios. S-au întâmplat două faze. La admin a venit dinspre vent când nu era nimic, niciun task de făcut acolo. A venit dinspre vent, a plecat și în 20 de secunde se întoarce iarăși la admin să facă task. Dar nu era asta, impostorul era Lup. Bă, aparent teoria mea n-a fost bună, băieții. Păi dacă campați lumine și camele, cum să... Dar e greu, mă, să câștigi așa, maxim 4 poți să campează oamenii. Ba nu, poți să stai la camere și faci un kill. La camere, vezi dacă se... Haide, mute, nu mai, don't cry, man. Eu nu mai crewmate pe băieții. Ce mama n-ai să fac, frate? Că nu mai crewmate pe, ești nebun. Bă, cei drept se duc mulți la camere. Tu te știu și fă kill acolo, frate. Sau dă-i odoiul. Deci dai odoiul. Că odoiul durează doar 20 de secunde și dacă n-ajungi repede, papa, nu? Trebuie să te folosești de toate aturile pe care le ai, frate. Odoiul ăla mi se pare top. Pe harta asta odoiul mi se pare mult mai bun decât reactorul. Mamă, mormarul aici, mâncați-și gulița ta. Oh my god, cu Ciobi. De unde știi că e Ciobi? I-a rupt gâtul lui Alin și s-a aruncat în vent acolo la unde merge spre shield. Eu am o strategie bună, dar nu pic impostor. Ciobi, te-ai votat și tu? Te-ai văzut impostor, a? Hai, cum? Hai, ca vedem. A făcut eu 4 kill-uri, dar... Nu
n-am cum. Vezi cum e Ciobi, vezi cum e. Hai cum. Mamă, da, gen, era mișto să se vadă camerele cu vision numai mic. Gen, un fel de... Da, nu, că eu de acum o să dau doar camerele la sabotaj, n-o să mai dau lumine. Am dat start. Eu dau camere lumines. Hai, mi-e toată lumea. Mamă, deci nu mai rezist, băieți, nu mai rezist, nu mai crumei, mă, da, coaie, nu mai rezist. Este un semn prost, băieți, este un semn prost. Bă, dar totul ține numai de bulan, numai că apare... Nu am bulan, mă, nu am bulan, mă. Asta este un mic mai prost, a putea adăuga. Bun, hai să facem și noi repede pe jur task-urile. Până acum nu am câștigat deloc cu task-uri. Bine, jocul ăsta nu prea câștigi cu task-uri, puii mei. Decât dacă sunt foarte, foarte lenți impostorii. Dacă sunt foarte lenți, hai. Se câștigă prin task-uri. Nicolas, ia să ne uităm. Cine era aici? Nicolas cu cine? Cosmin a venit de aici, să vedem dacă omor pe cineva. Mamă, cât de puțin se vede, voi ați văzut cât de puțin se vedea? Foarte, foarte puțin. Mai am doar, what the fuck, bro. Trei fire și aia e. Asta e short pass sau ce, mamă, naibii de toate asta? Cred că e common. S-au tăiat lumele. E, acum cred că avem un impostor ceva mai bun, băieții. Dacă încă nu s-a dat niciun report ceva, e cam dubios, nu știu. Poate omorâm mai mulți și nu ne dăm seama. Cum ar fi să fie omorâm mulți? Mamă, se uită ăștia pe security forță. E cam fricut acum. Era mort la security. Chris că era mort la security. Nu, Ciobi s-a dus la security, văd dacă e. Tot eu. În momentul ăsta m-am dus să văd dacă e cineva, mă uit în admin și am plecat de acolo. Și Ciobi știu că s-a dus în dreapta la navigație. L-am votat pe Fabi, hai. E Ciobi. Da. Vote și singur. Da, vota să Fabi, dar e prost doar, că nu zici nicio. Tu te-ai dus acolo, ia. M-am dus în jos de. E, hai să scoateți pe Ciobi și aia e. Ce păi și dacă nu e niciunul? Nu ești tu, Fabi? Ai, eu, mi-ești mai prost. E Pulix, stima și pe mine, dar e doar n-are cum să dai gana. Nu e Pulix, nu e Pulix. Mute. Bă, eu i-am crezut pe băieți, am zis, bă, poate să fie Fabi, că a fost și arena trecută, se plângea că sunt toți la security și poate a fost... A dat oxigenul. 30 de secunde, nu 20, pardon. De ce s-au zis în stânga? Cosmin cu încă unul. Ok, Alina a făcut asta. Mamă, și mai e doar aia de la admin și n-am face nimic, fiți atenți. 10 secunde, băiți, s-a pierdut, să mă bată tata. Gata, a făcut Pulix pe forță, bun. Dacă mi-e frică să mă duc acum la security să mă uit pe camere, că poate mă taie cineva acolo, ești nebun? So, I'm scared, boys. Okay. Unde? La 3 de unde ai venit? Salut, băieți. Cosmine, era mort în electric? Nu, no, zi-mi de unde ai venit. Din dreapta. Dinspre gunoi am venit în stânga și m-am întâlnit cu Ciobi la camera. Dinspre gunoi? Unde era mort? Mm-hmm. Unde era mort? Era mort. Bine că sunt eu. La intrare acolo unde e jos communication-ul. Deci tu ai venit de acolo? Nu, l-am venit de acolo, am venit de la cafetărie. De acolo ai zis? Păi da, de la cafetărie, de la gunoi. Dar n-am trecut la communication pe hall-ul ăla, n-am fost înspre... Păi era în storage, efectiv la ușă. Andrei, da. Tu ai fost la ăla de oxigen cu Pulix, Ciobi și cu mine, nu? Da, și după am fost sus înspre admin, cred că ne-am dus toți, era Pulix. N-ai coborât în jos? Nu, am fost sus. Eu m-am dus cu Alin în sus. Am fost în spatele lui Alin și era și Pulix acolo. Eram toți la admin. Bogdan. Nu m-am dus eu. Bogdan. Atunci Ciobi, că a zis ăla că plecat. Nu, eu am fost cu Ciobi tot meciul. Eu am fost cu Ciobi. Dar pe Alin? A zis cineva ceva de Alin? Alin a făcut ăla. Hai să dăm skip, haideți să dăm skip. Păi dar v-ați văzut că tu veneai de acolo. Nu am venit eu de acolo, Cosmine, tu ești singurul dubios, tu îi găsești pe toți și tu n-ai fost nicăieri. A fost cu Nicolas toată arena și m-a dus în dreapta și l-am găsit pur și simplu, nu l-am omorât și l-am dat report. Da? Bine. Da. M-a votat Bogdan, băi, spăzea. Hai, mute toată lumea. M-a votat Bogdan, uite, acum e mai greu, nu ne dăm seama, care o fi, boi. Cam urât.
Cam urât să ne dăm seama. Hai să vedem la Securitas. Aici pe Security să vedem care este situația. Bun, aș putea să mai pe Security, Alin cu Just Cosmin. Alin cu Just Cosmin, da? Mamă, deși am crezut că e mort, dar mai e unul cu C. Mamă, ne-am zis. Ciobi mai rău. Hai repede pe jos. Mă duc eu în admin, sper să se ducă ăsta la O2-ul. Ăla mare. Ne-am dus. Oh, GG. Mamă, deci trebuie să avem foarte mare grijă. Cosmin e singur, să nu zic că a fost cu Nicolas, că Nicolas era aici și era singur, da? Să nu ne spună nouă Cosmin, am fost cu Nicolas toată arena, băieții. What? Ok. Ok. Ok, în security era mort. Ciobi, cel mai probabil este, deci fiți atenți. Eu am plecat imediat după ce ai plecat tu, tu te-ai dus în sus, eu m-am dus în jos, probabil și-a dat un vent. Și-a venit și-a dat-o. M-am întâlnit cu cineva jos cu Bogdan, parcă, dar e mort. Eu propun... Nicolas a zis că a stat cu Cosmin toată arena, acum n-ai mai... De ce n-ai mai stat cu Cosmin acum, Nicolas? A stat mort. Cu mine și Bogdan, dar e Bogdan mort. Da, și... Nicola atunci îl votăm pe Ciobi, atunci. Nu, nu vota Nica. Nu, 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 haide, haide, băi. Da, da. Poate să fie și Andrei. Nu sunt eu, Ciobi e 100%. Vă spun eu că e Ciobi pentru că altcineva nu mai are cine să fie. Grupați, grupați. Mergem toți în stânga. Toți în stânga. Hai, mute. Deci eu am zis că e Ciobi și cred că e Ciobi, frate. 99% e Ciobi, că altcineva dacă ăia doi au stat împreună e clar că e Ciobi. Ciobi. Hai să facă Ciobi task, ce nu are task-uri? Să rămân aici, frate, că fac fantomele task. Ce prost e ăla că s-a întors Nicolas. Cred că Ciobi e, băiți. Nicolas putea să se ducă să-l omoare pe Pulix și pierdeam. Ciobi mă putea omora acum și pierdeam. Dar în schimb a făcut tot doiul. Mamă, stați că e dubioasă arena, băiți, și vedite. Un pic cam dubioasă arena, clan. Hai că trebuie să facă fantomele, task-uri. Încă puțin, încă puțin, uitați-vă cât de puțin mai e jumătate de bar acolo. Și e GG. Ciobi cred că e. E albu, coai, nu-i Ciobi, nu vine să cred. Ah, ba da, Ciobi. Polix, știi că ți-a zis de prima rundă, coai. Cred că v-am zis de la păi da, Ciobi, da. Știi? Dar nu mai crezi, ți-ai spus că a făcut bă, bă, da, ți-am spus că e Ciobi. Bă, ți-am zis că e Ciobi, da sau nu? E, ai zis, da, nu știu ce să... De ce nu l-ați votat după ce m-ai bă, Ciobi. Bă, Ciobi, păi nu l-am mai votat, dacă eram în 4, nu l-am mai votat. Nu trebuia să faci oxigenul, că... De ce ai făcut oxigenul? Se puneam fără acolo, mai dăm 2 secunde și numărai. Nu, n-aveau, îi făceam... Se dădea report, se dădea report, m-a dus. Eu spamam reportul. Nu mureau de la oxigen, că mai erau 10 secunde. Mai erau 3 secunde. Eram pe Spemarimo, dă report, mă rog. Da, mă, fraților, băi, cam ăsta a fost episodul, din păcate nu am picat absolut deloc impostor. Cine știe, poate data viitoare facem o compilație și pic doar impostor, nu știu, rămâne de văzut. Nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri și ne revedem data viitoare. A fost Andrei, v-am pupat, o zi plăcută în continuare, vă doresc, bye bye.